Bine ați venit la Încearcă să nu fii satisfăcut GTA 5 Edition. Da, băie și fete, ați auzit foarte bine. Numele meu este Marusiancu și bine v-am găsit la un nou episod foarte special la mine pe canal. Astăzi facem un nou episod de GTA 5, însă vom reacționa la un videoclip foarte, foarte satisfăcător. Videoclipul respectiv l-am primit de la un abonat care mi-a spus că, bă, Marius, nu știam că te joci GTA 5, dar dacă îți place jocul ăsta, uite-te la videoclipul acesta, că este unul dintre cele mai satisfăcătoare videoclipuri care există pe internet. Și după cum puteți vedea, încă din prima secundă îmi dau seama de ce. În videoclipul ăsta, fraților, o să fie anumite teste, să spunem așa, în GTA 5, foarte, foarte satisfăcătoare. De exemplu, din câte văd aici, primul test este 100 de tankere de astea. Hai să vedem. Asta cred că dacă le explodezi, o iau razna. Versus un băiat cu bazuca. Oh my god, deci o să fie foarte, foarte mișto. Înainte să începem, dacă mai vreți să facem episoade de genul și dacă mai vreți să facem episoade cu GTA 5, scrieți la comentarii. Nu uitați like și de subscribe să ajungem cât mai rapid la 50.000 de abonați. Doamne ajută cu acest canal de YouTube. Și hai să nu mai pierdem timpul, că sunt chiar tare, tare curios. Hai să dăm de la început. Să vedem. Deci primul moment, sunt most satisfying top 10 moments, deci sunt 10 momente. Primul moment este sunt aceste tankere și băiatul ăsta cu bazuca. Oh my god, ok. Haide-mă, frățiorul. Oh my god. Holy shit. Ok, mamă, cât de mișto a fost, bro. Efectiv, a luat-o așa lin, rău de tot, man. Check this. Încă o dată. Bra, e insane, man. Ok, ok, foarte tare. Foarte tare, fraților. N-am să vă mit. Extrem de tare. Uite, are și el replay. Ok, nu o să mai dăm noi. Wow. Șmecher, ok. Top view. Shit, man. Genial, genial, fraților. Numărul 2. Hai să vedem. Deci numărul 2, mamă, stai să dau puțin mai încet ăsta. Deci numărul 2, fraților, este... Cum îi zice? A, este... A, mamă, bro, mașina asta de alte mașini pe capotă. Ok, și mașina asta face-o că ia alte mașini pe capotă. Merge pe aceste limuzine. Ok, bă, asta nu e chiar atât de satisfăcător dacă stați să mă întrebați pe mine. Ok, asta n-a fost chiar atât de satisfăcător. 3. Mașini de poliție, cred că 100 de mașini de poliție. Let's see. Oh my god, versus un tren. Holy shit, știți, fraților, că se spune că trenul ăsta din GTA nu poate să fie oprit de absolut nimica. Gen, dar există, știu că există niște metode prin care îl poți opri. Însă se spune că nu poate să fie oprit. Da, după cum puteți vedea, 100 de mașini de poliție nu l-au oprit. Da. Ok, foarte, foarte tare. N-am să vă mint. Destul de tare. Mișto. Da, vede că astea sare peste tot. Numărul 4. Oh my god, aici sunt, cred că, 100 de tankuri. Iar versus tren. Hai să vedem, fraților. Deci, nu știu dacă în momentul în care o să treacă trenul, tankurile o să dea. Însă v-am zis, băi și fete, acest tren din GTA 5 nu poate să fie oprit. Este lege. Este lege pentru toți jucătorii. Fiți atenți. Ok, n-au tras. N-a fost atât de tare cât mă așteptam eu. Numărul 5. O limuzină. Oh my god, ok. O limuzină foarte, foarte lungă. Bro, nu cred. O să facă un cerc perfect. Bro, face un cerc perfect. Sau nu? Nu cred. Nu e chiar perfect, da, e departe de a fi perfect. Sau? Ba, e perfect. Nu, nu e perfect. Oh my god, totuși, fraților, uitați-vă la asta. Mamă, e genial, efectiv, e genial. Wow, genial. Numărul 6. Hai să vedem.
M-am prins culorile curcubeului. Ok, nu sunt culorile curcubeului și asta trebuie să distrugă toate limuzinele astea. Easy work. A, cine îl conduce, fraților? Vedeți că se ține foarte bine pe linia de plutire, dar asta nu-i deloc satisfăcător, bro. Asta e nesatisfăcător, fie vorba între noi. Bra, asta e oribil, man. A, e oribil, dă mai în față. Mamă, stai, nu da ăsta mai tare, dă mai în față, bro. Mamă, băi, și vede, deci asta chiar a fost nesatisfăcător, sincer, adică... Până acum videoclipul a rupt, dar aici chiar nu m-a cucerit, să zicem. Go, man. Numărul 7. Wow, ok. Din nou trenul. Oh my god, bro. Jeez. Wow, ok, asta a fost tare. Numărul 8. Bro, ce-s cu toate astea? Iară cu trenul ăsta să le calce trenul, man? Din nou se întâmplă aceeași chestie, bro. Frățioară, ai grijă. Sari, pleacă. Fugi, mamă, la fix. Uite, dar nu explodează toate. De fapt, a explodat vreuna, bro? Adică data trecută au explodat alea. De aici a explodat vreuna, nu cred. Nice, bro. Absolut genial, bro. Cum să nu-ți placă videoclipurile astea? Oh, mamă, elicoptere de-astea Diamond, de-astea de lux. What? Mamă, câte sunt, frate? Bă, voi vedeți câte sunt? Sunt prea multe. Efectiv, sunt prea multe. Frățioară, fugi. N-aștiu când să fugă. Ok, dar astea au fost explodate de altcineva, bro. S-au atras la din tren. Poate să treacă din tren? Numărul 9, mai avem numărul 9 și numărul 10. Numărul 9, oh my god, numărul 9 e iar asta. Dar nu cred că e aceeași chestie, nu? Iară, aia de-am dat noi skip. Dar ce se întâmplă? Ia. Oi, cu mașina asta, ok. Asta o să fie interesant, asta chiar o să fie interesant. Asta chiar o să fie interesant. Ok. Bă, asta e satisfăcător, fraților, uitați-vă. Ok, acum nu mai e. Dar asta e chiar satisfăcător, spre deosebire de prima chestie. Vedeți, dacă dăm viteză și poate să conducă și bine, cred că poate să iasă ceva foarte satisfăcător. Ok, da. Bă, băie și fete, cred că da. Cred că a reușit să facă ceva satisfăcător. Nice! Și aici s-a terminat și ne-a dat țeapă, bro. Trebuia să fie 10. Ăsta a fost al 9-lea, nu? Da, să cred că a fost al 9-lea. În fine, hai că o să trecem peste. Bun. Băieți și fete, ăsta a fost. Încearcă să nu fi satisfăcut GTA 5 Edition. Dacă mai vreți să facem episoade cu GTA 5, scrieți-mi la comentarii. Eu am fost Marius Iancu. V-am pupat pe toți. Pa, pa!